atestă posibilitatea realizării acestui proiect în anumite condiții. În anumite condiții care nu sunt deloc greu de realizat. Dacă în derularea acestui proiect există alte inadvertențe sau nereguli legate de sumele de investit, legate de orice alte probleme de achiziții, de lucrări, de proiectare și așa mai departe, asta este o chestiune pe care are cine să o rezolve. După câte constatăm, în societatea noastră există instituții abilitate care să rezolve aceste chestiuni. De aceea punctez și eu ce a punctat domnul Savu, că în primul rând ar fi trebuit să avem în mod categoric un aviz negativ în ceea ce privește realizarea acestui proiect. Acest aviz negativ trebuia dat de Ministerul Sănătății prin componenta sa locală care se cheamă Direcția de Sănătate Publică, care din data de 19 ianuarie refuză să dea un răspuns da sau nu acestui proiect. Pentru că toate dezbaterile noastre, și sper ca ele să fie încununate de un rezultat, indiferent care ar fi acela, dar ar lua un curs mai firesc, mai normal, dacă în ceea ce privește actualul proiect, ar exista o rezoluție cât se poate declara. Se poate, în aceste condiții, și atenție, aceste condiții puteți sau nu le puteți îndeplini, sau nu se poate. Și dacă se pune nu se poate, începe cealaltă sarabandă de probleme care ar pica în cârca executivului primăriei, pentru că se știe foarte bine că acel contract de sponsorizare este grevat de o sarcină destul de grea în ceea ce privește primăria. Dacă actualul contract de sponsorizare nu se modifică în clauzele sale principale, primăria va fi obligată la plata sumei de vreo 43 de milioane, dacă înțeleg eu, adică atât cât a fost evaluată clădirea în 2012. Deci nu este așa ușor pentru consilierii locali, pentru consiliul local, pentru executiv să spună nu mai facem proiectul spital de copii în clădirea OMB. Există consecințe. Există consecințe care rezidă din actualul contract semnat la preluarea clădirii. Păi tocmai de aceea este bine că s-a făcut această dezbatere, pentru că trebuie toată lumea să fie...